Un bărbat din comuna Prunișor a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi sustras o remorcă forestieră. Prejudiciul a fost recuperat și restituit părții vătămate. La data de 9 octombrie, polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Strehaia au identificat un bărbat de 35 de ani din comuna Prunișor bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Persoana în cauză ar fi sustras o remorcă forestieră. Polițiștii secției Poliție Rurală Strehaia au identificat un bărbat de 35 de ani din comuna Prunișor bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din probatoriu administrat, polițiștii au stabilit că în noaptea de 8-9 septembrie anul curent, persoana în cauză ar fi sustras o remorcă forestieră. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit părții vătămate. În cauză s-a comis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Totodată, bărbatul a fost reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar instanța de judecată a luat măsura preventivă de control judiciar pentru 60 de zile.